Directorul școlii din Gura Râului este acuzat de amenințări și loviri îndreptate către mai mulți copii, totul din cauza că aceștia se plimbau sâmbătă seara pe străzile din sat cu o boxă la care ascultau muzică. Supărat că este deranjat la ora 23, acesta a ieșit în curte și s-a luat de copii. Minorii spun că au fost agresați și deposedați de sursa de zgomot. S-au depus și plângeri la poliție, iar acum a început o anchetă. Artistul francez Olivier Grosset și Le Bâtisseur vor construi alături de publicul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu o replică din carton a clădirilor din centrul istoric al Sibiului, de dimensiuni impresionante, care va fi amplasată în Piața Mică. Ineditul proiect debutează chiar zilele acestea când echipa de artiști din Franța începe construcția pieselor care vor forma ansamblu, fără intervenția utilajelor, ci doar prin contribuția oamenilor. Sibienii au constatat luna aceasta că factorile de la sece, apă, canal sunt mai mari ca de obicei, asta din cauza faptului că de la 1 iulie s-a mărit prețul apei potabile la 4,17 lei metru cub și a serviciului de canalizare la 2,80 lei metru cub. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.